Ce știți despre stagnarea bilei? Astăzi vom vorbi despre 4 aspecte importante ale acestei probleme: cauzele, pericolele, simptomele și metodele de tratament. Dar înainte de toate, abonați-vă la canal și porniți clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi videoclipuri de pe canalul nostru. Să începem! De ce apare stagnarea bilei? Stagnarea bilei este o situație în care aceasta nu mai poate ieși din vezica biliară sau iese în cantități insuficiente. Aceasta se întâmplă din următoarele motive. În primul rând, din cauza anomaliei în dezvoltarea vezicii biliare și a conductelor, precum și a problemelor dobândite sub formă de chisturi și pietre care blochează căile de scurgere a bilei. În al doilea rând, din cauza consumului de alimente grase și alcool și a unei alimentații neregulate. În al treilea rând, un stil de viață sedentar afectează fluxul biliar. A patra cauză este disfuncția glandei tiroide, care duce la schimbarea compoziției bilei și îngroșarea acesteia. Și în cele din urmă, stresul devine o cauză importantă. Acesta duce la spasme ale mușchilor conductelor biliare, blocând astfel scurgerea bilei. Cum se manifestă staza biliară? Primul simptom al acestei probleme este senzația de amărăciune în gură. Aceasta este gustul bilei care ajunge în stomac. Al doilea semn este arsura la stomac. Este important să se știe că în cazul stazei de bilă, arsura la stomac apare fără legătură cu consumul unui anumit tip de alimente. Al treilea simptom este refluxul gastroesofagian. Arsurile din stomac arată că procesul de digestie în stomac este perturbat, iar bila are de asemenea un efect asupra acestuia. Al patrulea semn este durerea sub coastele din dreapta. La început, durerea este minoră, chinuitoare sau doar un disconfort ușor, dar în timp, durerea se intensifică și se manifestă prin atacuri acute. Al cincilea semn este balonarea. Formarea excesivă de gaze apare din cauza perturbării echilibrului microflorei intestinale și a absorbției ineficiente a alimentelor. Al șaselea semn a bolii este greața. Ca și în cazul refluxului gastroesofagian, aceasta nu este legată de intoxicația cu alimente de calitate inferioară și poate apărea chiar și în afara procesului de alimentare. În cazuri extreme, astfel de atacuri de greață se încheie cu vărsături. În absența tratamentului pentru staza biliară, persoana simte o slăbiciune constantă, iratibilitate și somnolență. În cazuri foarte avansate, se dezvoltă fragilitatea oaselor, scăderea în greutate, icterul pielii și a globului ocular, precum și întunecarea urinei și decolorarea fecalelor. Cu ce este periculos acest lucru? Compoziția bilei necesită circulația regulată a acesteia. În absența fluidității, bila se îngroașă, iar unele dintre elementele sale constitutive se depun sub formă de sediment, care în timp se transformă în pietre. Cumularea bilei în vezica biliară duce la inflamație și dezvoltarea colecistitei. Atunci când vezica biliară nu poate reține întregul volum de bilă acumulată și aceasta nu intră în duoden, începe refluxul bilei în ficat. Aceasta este o stare foarte periculoasă, deoarece provoacă o intoxicație toxică a ficatului și poate duce la hepatită și ciroză. Având în vedere rolul important al bilei în absorpția substanțelor nutritive, staza acesteia afectează toate procesele metabolice. Acest lucru duce la avitaminoză, slăbiciunea organismului și a sistemului său imunitar, fragilitatea oaselor și dezechilibrul florei intestinale. În același timp, nivelul de colesterol din sânge crește și încep să se dezvolte ateroscleroza vaselor de sânge și boli de inimă. Cum să tratezi staza bilei? Primul lucru care trebuie făcut e să normalizezi alimentația. Va trebui să renunți la mâncarea prăjită și grasă, inclusiv la carnea grasă. De asemenea, trebuie să scapi de obiceiurile dăunătoare. Din dieta ta trebuie să excluzi alimentele afumate, legumele uscate, băuturile carbogazoase și orice produse care conțin acid oxalic. În schimb, trebuie să crești consumul de acizi grași benefici. Aceștia sunt conținuți în legume, uleiuri de in și de măsline, precum și în fructe. Alegeți tipul de carne cu conținut scăzut de grăsimi, precum și înlocuiți carnea cu pește. Este important să mănânci porții mici de 5 sau 6 ori pe zi și să bei multă apă pentru a asigura o densitate scăzută a bilei.
în cazurile severe de boală, cu siguranță nu se poate rezolva problema printr-o singură dietă. Evaluând starea pacientului în urma investigațiilor, medicii iau decizia cu privire la alegerea metodelor de eliminare a stagnării bilei. Cea mai simplă opțiune este prescrierea medicamentelor care îmbunătățesc scurgerea bilei. Dar în cazuri severe, acest lucru nu este suficient și este necesar să se recurgă la intervenție chirurgicală. Pentru eliminarea pietrelor sau extinderea conductelor biliare se utilizează perforații laparoscopice, iar în cazuri critice este necesară îndepărtarea vezicii biliare. Această metodă este utilizată atunci când vezica biliară este complet blocată cu pietre și funcționarea sa normală nu poate fi restabilită. Pentru a evita ajungerea la o astfel de etapă critică a bolii de vezică biliară, este necesar să vă monitorizați cu atenție starea de sănătate. Dacă observați oricare dintre simptomele enumerate ale stagnării bilei, nu amânați vizita la medic. Diagnosticul precoce permite normalizarea funcției vezicii biliare cu ajutorul dietei și a medicamentelor simple. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Voi ați întâmpinat probleme cu stagnarea bilei? Dacă da, cum le-ați rezolvat? Scrieți-ne în comentarii. Iar dacă v-a plăcut episodul de astăzi, atunci puneți un like și distribuiți videoclipul cu prietenii și familia voastră. Pe curând!